Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Start zilelor culturii călineștiene la Onești. O nouă școală modernizată și reabilitată în orașul Stațiune Comănești. Alegeri electorale fără incidente deosebite. Încep zilele culturii călineștiene 2024 la Onești. Este vorba de cea de-a 52-a ediție. Evenimentul este organizat de primărie, de Fundația Națională George Călinescu, de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Manifestările încep pe 14 și 15 iunie 2024. Prezenta ediție reia seria colocviilor anuale după pauză impusă de pandemie și de alți factori obiectivi, cu speranța că va fi un nou început. Vineri 14 iunie de la ora 10 la Colegiul Național Dimitrie Cantemir se va derula ștafeta cărți cu scriitori și critici literari de prestigiu din București, Iași și Bacău, precum Șerban Axinte, Ștefania Mihala, Adrian Jicu, Florina Porjol și mulți alții. Directori de publicații și redactori vor prezenta revistele de cultură Ateneu, Carmen Mihalache și Ștefan Radu, Plumb, Dumitru Brăneanu, 13 plus Petre Isache și revista liceenilor Divanul, Foaia de literatură, Luminele locului. Vineri seară de la ora 17 va avea loc deschiderea oficială a manifestărilor în aula bibliotecii Radu Rosetti. După salutul primăriei vor deschide evenimentul profesor dr. Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu, și Ionu Stănie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Se va acorda premiu pentru întreaga carieră poetului, profesorului și promotorului cultural Constantin TH Ciobanu, care a înființat Fundația Călinescu și care a poziționat Oneștiul în fruntea listei de evenimente culturale din România. În acest moment, profesorul Gabriel Fornica Livada va susține o laudatio. În această zi se va marca împlinirea 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu prin alocuțiunile profesorului universitar dr. Nicolae Mecu, profesor universitar dr. Lucian Chișu, directorul Institutului George Călinescu din București, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă și a cercetătorului științific Angelica Helena Marinescu. Profesor dr. Bogdan Romandaș va prezenta un scurt istoric al zilelor culturii călineștiene, iar în încheiere va avea loc vernisajul expoziției In Memoriam Vlad Ciobanu, organizată de sculptorii Ion Ciobanu și Alexandru Ciobanu, apoi concertul cameral de vioară și pian susținut de Raluca Dobre și Edit Arva. Sâmbătă 15 iunie de la ora 10 în aula Bibliotecii Municipale se va desfășura colocviul cu tema Călinescu recitit. Va urma tradiționalul recital liric Poetul în cetate, iar manifestările se vor încheia cu o provocare a publicului pentru a se marca comemorarea 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. De ziua învățătorului, de la ora 9, școala gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești și-a deschis porțile după un amplu proces de modernizare și reabilitare. La eveniment au fost Ligia Deca, ministrul educației, Mircea Fechet, ministrul mediului, deputat Cătălina Ciofu, subprefectul Jitaru Narcis, profesor inspector general adjunct Ida Vlad, inspector general adjunct Lavinia Misăilă, inspector Mocondoi Daniela și un numeros obor de preoți, oficialități locale și județene. Și nu în ultimul rând, părinți și elevi, dar și cadre didactice. Onorați invitați, dragi colegi, elevi și părinți, echipa managerială a școlii, formată din director Șișca Maria Laura și director adjunct Pădureanu Carmen Ionela, vă urează bun venit la școala gimnazială Liviu Rebreanu în această zi de mare sărbătoare. Alături de domnul primar Viorel Miron, primarul orașului Comănești, ne onorează cu prezența doamna Ligia Deca, ministrul educației. Domnul Mircea Fechet, ministrul mediului. Doamna deputat Cătălina Ciofu. Domnul Jitaru Narcis, subprefect al județului Bacău și fost elev al școlii. Doamna Ida Vlad, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Misăilă Lavinia, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Mocodoi Daniela Cristina, inspector la învățământul primar al ISJ Bacău.
domnul Ciobanu Adrian, viceprimarul orașului Comănești, comandanța structurilor MAI, ISU, Jandarmerie, Poliție, director ai școlilor din oraș, consilier local. Pentru sfințirea școlii avem alături de noi un sobor de preoți coordonați de Părintele Prepeliță. M-ați auzit, da? De Părintele Prepeliță. Astăzi, pentru școala românească, este o zi specială. 5 iunie, ziua învățătorului, iar pentru noi, comunitatea noastră, este o dublă sărbătoare. La mulți ani, dragi învățători, și bine ați venit într-o școală nouă! Acum 43 de ani, în 1981, aici s-a ridicat o școală nouă cu numele de școala numărul 10, cu doar 6 clase și 13 cadre didactice. În 2003, școala a primit numele de școala gimnazială numărul 7, iar din septembrie 2011 a devenit școala gimnazială Livrebreană Comănești. Și fără falsă modestie, a rămas tot o școală de nota 10. Datorită muncii susținute a colectivului de cadre didactice și a colaborării strânse cu părinții și comunitatea locală. Avem astăzi 27 de clase de elevi și 3 structuri arondate. E minunat și în același timp impresionant să duci mai departe crezul înaintașilor și să te poți ridica la nivelul așteptărilor. Lumea este în continuă mișcare. Ne dorim tot ce e mai bun, ne dorim o școală ca afară. Și iată că astăzi dorința a devenit realitate și proiectul o certitudine. Datorită domnului primar Viorel Miron și a echipei pe care o coordonează, intrăm astăzi într-o școală complet reabilitată și dotată cu echipamente de ultimă generație. Și toate acestea doar într-un an și 3 luni. Mulțumim foarte mult pentru efortul depus tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Vom continua să menținem numele școlii de nota 10 pentru a onora efortul înaintașilor și a tuturor celor care astăzi ne primesc cu urarea de bun venit într-o școală nouă. Iată că a venit și ziua aceea când ne aflăm astăzi pentru a intra pentru prima dată în această școală renovată la cele mai înalte standarde. Și iată că dacă au fost discuții că nu se va termina, că mă rog, tot felul, cu ochii noștri vedem astăzi că tot ceea ce ne-am propus am și realizat. Nu vreau să vă țin, vreau să înlumez microfonul doamnei ministru, pentru că este cea mai mare onoare pe care o putem avea astăzi să fie alături de noi ministrul educației. Mulțumim frumos, doamna ministru! Bună dimineața și la mulți ani de ziua învățătorului! Este o zi absolut superbă și este o zi minunată în același timp pentru a vedea atâți copii și atâți părinți și atâtea cadre didactice cu toții entuziaști ca o nouă școală. O școală pe care înțeleg că o așteptau de mult și pe care au venit astăzi într-o zi liberă altfel, o zi de sărbătoare în sistemul educațional, să o vadă. Am intrat și eu puțin și am văzut cât de bine este realizată lucrarea. Arată, aș zice, mult mai modern decât multe școli pe care le-am văzut în interiorul marilor orașe și pentru asta aș dori să felicit pe toți cei implicați, pe domnul primar, pe doamnele director, pe cei care au realizat construcția. Cred că este excepțional că avem școli bine dotate, spațioase, luminoase și mai ales eficiente energetic. Școlile, iată că devin astăzi pionieri în ceea ce înseamnă sustenabilitatea, pentru că astăzi este și ziua mediului, nu este doar ziua învățătorului. Rămân impresionată de pasiunea cu care autoritățile publice locale care au înțeles importanța copiilor pentru viitor investesc în infrastructura școlară și nici eu îmi doresc să vă țin mult pentru că cred că abia așteptat să vedeți cum arată școala. Nu doresc decât
Mult succes, îmi doresc să vă bucurați de ea, îmi doresc ca orice nevoie aveți să fie adresată și de către domnul primar, care este unul dintre primarii destoinici care investesc în școală și cred în școală și își bazează comunitățile și dezvoltarea lor pe școală. Și să mulțumesc tuturor celor care mi-au făcut această bucurie ca de ziua învățătorului să împărtășesc cu dumneavoastră minunea unei școli noi. Așa cum ne aducem aminte, Spiru Hareț a dezvoltat tot ceea ce înseamnă rețeaua actuală de școli românești. La mulți ani și să vă bucurați de noua școală! Încep prin a-i mulțumi doamnei ministru Ligia Deca pentru că a ales să sărbătorească ziua învățătorului în județul Bacău, în Comănești, aici, acasă la dumneavoastră. E o zi cu dublă semnificație. Sărbătorim nu doar ziua învățătorului, ci și ziua mediului. Și în calitate de tată, cu doi copii la școală, dar și în calitate de ministru al mediului, mă bucur să aflu că această școală este eficientă energetic, mă bucur să aflu că această școală are panouri fotovoltaice pe acoperiș și povesteam doamnei ministru în dimineața aceasta că într-un studiu am citit, atunci când am decis să finanțăm eficientizarea energetică a școlilor, dar am citit că acei copii care învață în condiții bune, în căldură iarna, sau care nu suferă de temperaturi ridicate în timpul verii, au și o performanță mai bună la școală. Așadar, vă felicit, domnule primar, pentru această investiție, vă felicit pentru faptul că ați înțeles că așa cum se spune, așa cum arată școala astăzi, așa va arăta mâine țara. Sunt foarte încrezător în legătură cu modul în care va arăta mâine Comăneștiu și județul nostru și România, uitându-mă la astfel de școli nou reabilitate. Așadar, dragi copii, dragi dascăli, la mulți ani și vă urez mult succes, deși mai e puțin timp până la terminarea anului școlar. Să aveți note bune! În urma analizei realizate la nivelul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne în județul Bacău cu privire la modul de îndeplinire a misiunilor desfășurate în contextul alegerilor europarlamentare și locale, atât în timpul orelor de votare, cât și pe parcursul nopții după închiderea secțiilor de vot, a fost menținut același climat normal de siguranță și legalitate, care a caracterizat întreaga perioadă electorală fără să fie înregistrate incidente grave pe zonă de ordine publică. Angajații Ministerului Afacerilor Interne au asigurat intervenția operativă la toate sesizările, privind nerespectarea legii, acționând cu obiectivitate și profesionalism în fiecare situație, indiferent de persoanele implicate. În ziua alegerilor au fost sesizate 35 de incidente, din care 8 posibile infracțiuni legate de procesul electoral. Dintre acestea, 6 nu s-au confirmat, iar la acest moment, 5 sunt în curs de verificare. În ceea ce privește frecvența faptelor sesizate, 24,5% făceau referire la continuarea campaniei electorale, 21% la fraudă la vot, iar restul pentru alte fapte. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 3.200 de lei și 4 avertizmente. În cadrul acțiunilor desfășurate în trafic, în ziua votului, au fost verificate peste 500 de persoane și aproximativ 400 de vehicule, fiind aplicate 120 de sancțiuni contravenționale și constatate 4 infracțiuni. Peste 1.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizați sâmbătă și duminică la nivelul județului Bacău pentru a asigura climatul de ordine publică și protecția secțiilor de vot, transportul materialelor electorale și a dosarelor cu rezultatele votării, precum și a verifica sesizările cu privire la comiterea unor fapte ilegale. Datorită bunei organizări și a mobilizării exemplare, structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului Bacău și-au îndeplinit obiectivul principal de a asigura desfășurarea acestor alegeri în condiții de siguranță, pentru ca cetățenii să-și poată exercita dreptul liber constituțional la vot. Vă informez că pe parcursul nopții nu au fost înregistrate incidente care să vizeze securitatea secțiilor de votare, iar în această dimineață, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, care au asigurat măsurile de protecție la sediile secțiilor de votare, le-au predat președinților birourilor electorale. În ultimele 24 de ore au fost primite 665 de sesizări de incidente electorale, 14% fiind în curs de verificare. 67% dintre sesizări au fost despre continuarea campaniei electorale,
11% au fost despre posibile fapte de corupere a alegătorilor, iar restul au privit alte tipuri de fapte. Au fost aplicate 97 de amenzi în valoare de peste 100.000 de lei și 242 de avertismente. Totodată s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea a 107 posibile infracțiuni. La acest moment, procesul de vot a început în întreaga țară. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Responsabilitatea președintelui secției de vot se întinde și în afara localului secției de votare, până la o distanță de 500 de metri. În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, așa cum pe timpul campaniei electorale, datorită bunei organizări și a mobilizării efectivelor implicate, a fost menținut un climat normal de legalitate și pentru astăzi au fost luate toate măsurile pentru ca procesul de vot să se desfășoare fără probleme din punct de vedere al ordinii publice. Aproximativ 42.800 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri sunt mobilizați în cursul zilei de astăzi pentru a asigura măsurile de protecție la secțiile de vot, dar și măsurile de menținere a siguranței publice, atât în proximitatea secțiilor de votare, cât și pe raza localităților. Echipe formate din angajații ai Ministerului au misiunea de a efectua cercetări de urgență în cazul sesizărilor privind nerespectarea legii în context electoral. Peste 1.600 de polițiști desfășoară activități în trafic și verificări, inclusiv a modului în care se efectuează transportul de persoane. La aceste acțiuni se va asigura sprijinul aerian cu ajutorul aeronavelor IGAV. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a cerut efectivelor imparțialitate și respectarea cu strictețe a normelor legale în toate misiunile desfășurate astăzi, fiind acordată o maximă atenție verificărilor privind comiterea unor contravenții sau infracțiuni electorale, indiferent de persoanele implicate. Permiteți-mi să reamintesc acum o serie de contravenții și infracțiuni electorale. Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în afara acestuia, până la o distanță de 500 de metri, se sancționează cu o amendă cuprinsă între 2.200 și 3.000 de lei. Distribuirea, inclusiv de către candidați, de băuturi alcoolice în secția de votare și în afara acestuia pe o rază de 500 de metri, dar și comercializarea și consumul de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare, se pedepsește cu o amendă de la 2.200 la 3.000 de lei. Continuarea campaniei electorale, prin lansarea, afișarea sau distribuirea de materiale electorale de orice tip, precum și sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de votare sau în jurul acestora, pe o rază de 500 de metri, să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianțe politice, alianțe electorale, ori candidați independenți, se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1.400 și 2.000 de lei. Cu amendă de la 600 la 1.000 de lei se sancționează prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, cu excepția însoțitorului solicitat de alegător, din motive temeinice constatate de președintele biroului electoral al secției de votare. Aceeași amendă se poate aplica și persoanelor care refuză accesul în localul de vot, al membrilor și operatorilor de calculator ai biroului electoral al secției de votare, candidaților, persoanelor acreditate potrivit legii, jurnaliștilor și persoanelor care își exercită dreptul de vot. De asemenea, alegătorii care își fotografiază sau filmează prin orice mijloace buletinul de vot în timpul exercitării dreptului de vot, riscă o amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Atacul prin orice mijloace asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Sunt exceptate bunurile cu valoare simbolică inscripționate cu semnele unei formațiuni politice. Persoana care votează fără a avea acest drept, de două sau de mai multe ori, sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu o amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau unui act de identitate nul ori fals sau unui buletin de vot fals. Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu o amendă, dar dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
La alegerile de astăzi au dreptul să voteze cetățenii români care au peste 18 ani și cei 674 de români care chiar astăzi împlinesc această vârstă. De asemenea, pot vota, în aceleași condiții ca și cetățenii români, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene care au reședința sau domiciliul pe teritoriul României. Pentru alegerile europarlamentare, alegătorii pot vota la secțiile de votare la care sunt arondați, dar dacă nu se află în comuna, orașul, municipiul sau sectorul unde sunt arondați, pot vota la orice altă secție de votare. Atenție însă, pentru autoritățile administrației publice locale, alegătorii pot vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința. Alegătorii pot să-și exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele. Nu au drept de vot debilii sau alienații mental, puși sub interdicție și persoanele care sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor continuă seria asfaltărilor în comuna pe care o conduce. Astfel, recent a fost asfaltat un nou tronson. Despre ce este vorba, aflăm chiar în minutele următoare. Ce continuă lucrările de asfaltare, ce se întâmplă? V-aș spune de la început așa. Continuăm lucrarea asta de asfaltare pe o lungime de 280-300 de metri lungime și 5 metri lățime. Este un drum care face legătura cu drumul principal a satului Bogata. Mă refer drumul principal pentru că am achiziționat acest teren de la o persoană fizică în urmă cu un an de zile și în condițiile astea le-am trecut în inventarierea domeniului public, l-am trecut în inventarierea domeniului public și are categoria de folosință drum, de utilitate comunală și în aceste situații am fost nevoiți să luăm avizul de la drumurile naționale să putem ieși cu intersecția în baza legii. Așa, vom asfalta astăzi primul strat, ieșim în drumul național, dar să vă spun, acest drum face legătura cu drumul principal a satului Bogata, deci drumul principal a satului Bogata, întrucât nu avea ieșire absolut deloc. Deci vom intra pe partea asta sau pe partea alaltă și intrăm și ieșim. Deci fluidizăm circulația inclusiv în sat, pentru că în urmă cu câtva timp am avut cândva un incendiu aici mai sus, în satul Bogata, și s-au blocat toate mașinile de pompieri, întrucât nu puteau să mai iese să realimenteze mașinile cu apă. Am gândit lucrul acesta, m-am consultat și cu oamenii, cu cetățenii din acest sat, inclusiv cu Consiliul Local, și în situația asta lucrurile vor merge normal, pentru că sper ca până pe data de 15-20 iunie să se circule normal, vom face inclusiv acostamentele, preluarea apelor pluviale, amenajarea intersecției cu regolă dalată și tot strictul necesar pentru a putea să circule în bună siguranță. Un drum de maximă utilitate realizat, am zis, cu bani de la bugetul local face legătura cu un drum asfaltat pe Angel Salini. Sigur că da. Drumul asfalt... Deci, să vă explic, satul Bogata atât au avut în anul 2022-2023 doar două străzi, strada Băltei și strada Canton, care au fost afectate de inundațiile care au fost din 2018 și până în prezent, și în situația asta rămăsese celelalte drumuri care nu erau modernizate. În baza contractului pe care l-am încheiat cu Ministerul Dezvoltării și a finanțării obținute de la acest Minister al Dezvoltării, prin programul Angel Salini am asfaltat toată Bogata, inclusiv consolidarea marurilor abrupte de pe strada Privighetorii, acolo unde am făcut gabioane ecranate, ecranate înseamnă adică și betonate, inclusiv pe fund și în lateral. Cu alte cuvinte, continuă lucrările, mai sunt de asfaltat străzi în comuna Dofteana, domnule primar? Da, aș putea să vă spun sigur, mai sunt de asfaltat străzi în comuna Dofteana, sunt în jur de 7-8 până în 10 străzi, în satul Hăgheac și satul Ștefan Vodă. Aceste două sate sunt și au fost mai vitregite datorită faptului că acolo este proiectată canalizarea de către cei de la Crab Bacău și în aceste condiții nu ni s-a permis ca să modernizăm, deci să modernizăm, să asfaltăm aceste 20 de străzi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 13 iunie, vremea se menține caldă, maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, pe seară izolat pot să apară scurte adverse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Vineri 14 iunie, vremea se mai încălzește, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, pe seară izolat pot să apară scurte adverse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.